Anul acesta este un eveniment sau un proiect inedit, pentru că împreună cu evenimentele pe care le derulăm în comunități, am încercat să aducem și componenta de management al bolii. Iar colegii mei, Lorena Țirtea, Adina Petruț, Robert Beșe și Alexander Popescu, au participat și la ateliere pentru managementul vieții. Am derulat atelier de psihoterapie și atelier de kinetoterapie în unele comunități. În funcție de posibilitatea fiecărei comunități de a derula evenimente. În data de 17 am pornit ștafeta de la Oradea, am trecut prin Cluj, Napoca, am trecut prin Bistrița, prin Reghin, Târgu Mureș. Am vizitat și pacienții pe drumul de la Târgu Mureș spre Miercurea Ciuc, am făcut și vizite la domiciliu. În Miercurea Ciuc am avut ateliere, la Sfântul Gheorghe am fost, la Brașov. Ieri am trecut prin Sighișoara, prin Media și astăzi suntem la Alba Iulia și sperăm să ne lase vremea să desfășurăm evenimentul așa cum ne-am propus. Mâine vom fi în Călimănești. Nu, vom fi în Sibiu, scuze, vom fi în Sibiu, după care mergem la Călimănești, în Râmnicu Vâlcea, apoi la Craiova și vom fi la București.